găsit la Vocea Filmelor. Da, azi la Barcelona, tot la peștera Maharajahilor, cel puțin pe 5, de fapt 4 spre 5, așa, iar a fost o petrecere. Nu, n-am fost acolo. Așa, de la distanță știu că a fost ziua Corinei și sunt convinsă că a fost palpitant și cocktail de tot felul. Dar data viitoare poate reușim să ajungem. Oricum, mi se pare locul cel mai cinematografic. Deci, dacă aveți neapărat de făcut un clip pe la Barcelona, vă pun o pilă unde să mergeți. Glumesc. Mergem mai departe. A început anul nou chinezesc. Bine, n-a început ieri. A început între 22 și 23. Adică e oarecare distanță între una și cealaltă. Dar, între timp, a început și un festival de film chinezesc la București. Da, o să vorbim despre asta și o să aflăm mai multe și despre iepurile aici de față. Chiar și despre ce filme s-au lansat în China în momentul respectiv și cât de bine au funcționat. Dar până atunci, nu uitați că mai e foarte puțin și vine Sfântul Valentin și sunt o grămadă de filme la care puteți să mergeți. Ori la Cinema City, ori la Happy Cinema, ori la Băneasa și mai ales să a picat și Sfântul Valentin într-o marți. Nu, trei ceasurile. Sunt trei ceasuri de iubire, se presupune. Și m-am gândit să vă recomand câteva filme. Ramonul, pe care acum l-am văzut până la capăt, asta e deosebirea față de prima dată și trebuie să recunosc că partea de final e mult mai mișcată decât începutul, așa că trebuie să aveți răbdare și mai cu seamă are ceva hollywoodian. Pavel Bartoș a avut grijă să aducă și Teatrul Odeon într-o filmare care ne-a făcut plăcere și care de obicei a apărut de-a lungul timpului prin alte producții, pentru că e poate locul ideal ca să faci așa ceva și să recreezi o atmosferă așa, poate puțin italienească, franțuzească, sigur teatrală. Am văzut o grămadă de Taz, Secom, Apa Carpatica. Mă bucur foarte tare că au investit categorii, pentru că altfel probabil că ar fi fost mai complicat și înainte de toate cei de la Vertical. Așa a dus Ramon, care trebuia să fie în două săli, la Băneasa, bine, a avut premieră și dincolo, și la Cinema City și peste tot, și de unde a fost în două săli cele mai mari, cu siguranță. Până la urmă s-au mai deschis încă vreo 4, atât de mult public a existat și încă ceva. Știți că a fost o lungă discuție, cum e cu biletele, unde trebuie să te așezi, dacă e cu locuri fixe sau nu e cu locuri fixe. Păi am să vă spun așa, eu aveam rândul B, așa am vrut să fie B, să fie cap de rând, mă, nu era cap de rând, am negociat, am reușit să stau la cap de rând. Vine un cuplu care spune, vai de mine, am rândul 0. Nu aveți rândul 0, aveți rândul O. Vine alt cuplu și spune, rândul 1, nu e rândul 1, este rândul I. Deci, ce demonstrează asta? Că probabil n-am mai dat pe la cinematograful cu pricina, pentru că acolo rândurile sunt pe litere A, B, C, D, așa, bun. Asta așa, ca să ne fie ceva mai ușor data viitoare și să înțelegem de ce veșnic sunt discuții pentru locurile alea. Acum, era și multă lume, dar mai se întâmplă să fie discuții chiar și atunci când e sala pe jumate goală, că vrem noi neapărat pe un loc, eventual nu cel care ne-a fost atribuit. Bun. Mă reîntorc la Ramon. E o poveste foarte sentimentală, de vegani, categoric se face un mișto, nu foarte fin, dar din când în când util, dar după aia ne revenim. După care regăsim pe Alexandru Ion, care acum este și în taximetrist și la teatru, în Medea's Boys. Dacă vreți să mergeți, textul e unul rafinat, pornește de la cel clasic, de la Medea și drama cu pricina, dar exemplificările, o să vă simțiți ca pe o plajă de nudiști. Dacă ați mai trecut până asta, probabil că nu o să vă deranjeze foarte tare, altfel, probabil, nu cred că vă mai șochează de mult nimic, asta e. Dar ne întoarcem la Ramon. La Ramon o mai avem pe Andreea Vasile, care e minunată ce are de făcut acolo și pe care o remarcam și noaptea de Reveion, atunci când cei de la Digi au decis să facă altfel împreună cu prezentatorii lor de bază, dar și cu câțiva invitații. Cred că e o excelentă actriță de comedie.
Așa că, dragi regizori, folosiți-o dacă se poate mai des. Venise fermecătoare, inclusiv cu băiețelul ei, care era foarte nemulțumit că n-apare din prima scenă. Și eu am zis, da, i-ai explicat cum e rolul tău, să nu se sperie copilul. Nu, ce, am explicat. Așa încât știți cum e. Trebuie să aveți mare grijă, că mai știu eu o întâmplare, așa când, de exemplu, s-a speriat Alex, băiatul lui Marcel Iureș, când l-a văzut într-un film la televizor, că tatăl e mare și după aia apare pe ușă. Nu? Deci, e o experiență, categorie. E o poveste întreagă, inclusiv cu un fotobus. Știți că e foarte greu să mai găsești o cabină din asta în care să poți să-ți faci o poză. Aveam nevoie, nu de alta, nu ca să mă mai muțăresc după film, că oricum filmul l-am văzut după aia, ci pur și simplu aveam nevoie de niște poze, de alea mici, pentru o legitimație. Greu de găsit, dar am constatat că e posibil să-ți faci așa ceva și la cadouri personificate. Așa că dacă aveți, acolo găsiți inclusiv pentru viză de America. Așa, ca să fie și ceva practic și evident se întâmplă tot la Băneasa, unde avem cinematografe, că asta contează înainte de toate. O să mai vedeți și pe Elvira Deatcu în Ramon și, de altfel, e și în serialul care pleacă la Berlinală și o să-l vedeți și pe Brad Pitt. Mai mult nu vă spun pentru că nu vreau să vă stric cheful, dar e nostim, e un film de weekend, e un film cu dragoste și cu final, cum spuneam, hollywoodian. Apoi, am văzut, cam în aceea săptămână, știu, iese fix de Sfântul Valentin, The Perfect Escape. Da, este un film românesc, vorbit în englezește, toată lumea se întreba dacă e cu înjurături. Am zis, păi, să știți că de-aia m-au invitat și pe mine să vi le traduc dacă e cazul. Nu e cu înjurături. Este cu Bogdan Iancu, fratele lui Ștefan Iancu, asta ca să nu facem confuzii. Bogdan Iancu e cel care a jucat când era mult mai mic în Ho Ho Ho, deci cred că el face de bază filmele pentru sărbători, pentru că din 1946, de când s-a făcut Visul unei nopți de iarnă, n-am mai avut niciun scenariu care să se potrivească pentru Noaptea de Reveion. Ei bine, Cristina Iacob, am descoperit acum că se scrie cu J, am întrebat-o să spun Jacob, să spun Iacob, să spun, ai ce doamnă, spuneți cum vreți. Bun, o să-i spun în continuare Cristina Iacob, pe care o știm și din Selfie și din Ramona, păi da, suntem Ramona, pe acolo, pe undeva. Există, dar de data asta, cum spuneam, e vorbit în limba lui Shakespeare, se întâmplă într-o cabană, sunt cupluri de tot felul. La scenariu am văzut că a contribuit și Dan Chișu, care e foarte prezent, chiar dacă între timp s-a mutat în sudul Franței, pentru că a apărea și în Har și Jar, un documentar despre care am să vă vorbesc ceva mai încolo, pentru că și pe ăla m-am dus să-l văd la cinema, chiar dacă a fost dat și la televizor, dar e cu tot altceva să-l vezi în sală. Revenind la filmul Cristinei, e cu foarte mult, nu neapărat umor, ci cu foarte multă tandrețe, cu ironie, din nou îmi place când sunt filmele astea ironice și de fiecare dată mi-amintesc de cel de la care eu naștere să împlinesc 100 de ani acum, pe 1 mai, respectiv Ion Popescu Gopo, când a făcut el De-aș fi harapalb. O să mai vorbim și despre Piersica, cu imediat. Și dacă văd așa ceva într-un film, zic, uite, ceva a mers dintr-o parte într-alta. Și e ironie și la adresa exagerărilor cu Greta, dar și, pe de altă parte, cât de important e totuși să nu uităm complet latura asta. Deci să ținem mijlocul pe cât se poate. Are și foarte multă animație. Staircase to Heaven, adică o scară spre rai, au tradus ei, să știți că un film mai mult decât celebru și e bine să-l descoperiți, pentru că o să vă fac o imagine așa despre viața de apoi. Aici nu e aceeași legătură, îi spune scară spre rai și e cu ceva ciuperci, nu din cele otrăvitoare, nu din cele hrănitoare, ci din cele zăpăcitoare, dar e totul făcut cu atât de multă pricepere încât o să vă dați seama
Că niciodată, pentru că o să înțelegeți ce vi se întâmplă și nu așa dramatic, așa cum se întâmpla în filmul pe care l-am trimis spre Oscaruri, în Imaculat, ci din nou cu suficient ironie cât să vă treacă cheful. Și aveți și zăpadă și niște filmări minunate, deci Perfect Escape, chiar va fi Perfect Escape, adică o evadare ideală pentru un weekend, pentru un Sfântul Valentin, pentru un mărțișor, de ce nu, că știți că acum încep toate sărbătorile. Așa cum au început cele de sfârșit de an, acum sunt cele de primăvară. Apoi, mai avem... Și o referire la Karate Kid. M-am simțit direct vizată. Eu l-am tradus, mărturisesc, pe vremuri. Mai avem însă și pe Magic Mike. Pentru că nu e niciun Sfântul Valentin fără puțin ieșit în lume. O Salma Hayek formidabilă, să știți că scena lui Trișată, cu un musical ce urma să fie montat, cu Channing Tatum, care se descurcă foarte bine și s-a descurcat bine și atunci când i-a dublat vocea lui Florin Piersic Junior, de data asta în Comrade Detective. Tovarășe milițian. Și când a făcut o lansare la Los Angeles, absolut spectaculoasă, deci puteți vedea. Mai apoi, cred că mai există încă un film care se potrivește și se cheamă și Dragostea unde e, cu Emma Thompson, dar și cu o Lily pe care o știți nu din Darling Lily, un film minunat, mereu vă strecur cât un titlu așa ca să mai căutați, că poate cine știe, îl descoperiți cândva, ci cu cea care a jucat și o Cinderella, a jucat și o cenușăreasă și care face tot felul de referiri la diverse basme repovestite. Poate să fie din când în când și o babysitter și mai ales o călătorie în Pakistan de data aceasta și cum e cu căsătoriile aranjate și cu tot felul de legende, cât de cuminți ar putea fi nevestele din partea aceea a Asiei. Rămâne să descoperiți. Și, din nou, Emma Thompson face toți bani. Așa că aveți ce vedea. Dar să știți că un cuplu interesant este și în Bestile, un film pe care l-am văzut la TIFF, intră pe marile ecrane și unde e mult de învățat despre relația cu vecinii. Se pare că sunt tot mai multe subiecte de acest gen, de la un bărbat pe nume Otto, mereu vi-l spun pentru că poate ajunge să-l vedeți, că nu o să vă pară rău, și până și la filmul lui Alexandru Lustig cu Nunți, botezuri și mormântări, care e tot despre veșnica neînțelegere cu vecinii. Și am ajuns la festivalul de film chinezesc. Ați văzut Iepurele și am reușit să pun mâna pe discursul pe care l-a ținut excelența sa, ambasadorul Chinei, la Happy Cinema, acolo unde a început acest festival, care e un festival pentru prima dată bicefal la București, adică Happy Cinema împreună cu Cinema City. Deci nu se mai concurează, ci pur și simplu în ambele locuri veți putea vedea câteva filme chinezești contra bilet, dar e un bilet foarte ieftin. Și după aceea filmul mai călătorește, deci după ce merge la Happy Cinema și la Mega Mall, Cinema City, mai merge și la Timișoara, la Cluj, la Constanța, la Iași și la Brașov. Deci, vedeți, într-o grămadă de locuri. Am să vă mai spun, până a vă citi din discurs, doar atât, că la rândul meu n-am putut să uit de Hugo, cel chinezul care a descoperit
Bacăul și-a venit să studieze în România și în spatele meu vedeți un tablou al său, așa cum își imagina poezia lui Bacovia pe care o știa atât de bine, cea cu Corbi, și știa atât de bine și Eminescu și cred că era de fapt o descriere exactă a ceea ce poate însemna prietenia dintre România și China, o altfel de prietenie și filmul despre acest tânăr venit să studieze la Universitatea din Bacău, cum vă spuneam, îl găsiți pe Netflix, l-a făcut tot Ilinca Călugăreanu. N-o să vă pară rău să descoperiți. E tandru și e altfel China, mai ales că am văzut că sunt nu știu câte școli unde se învață chineză, fie că intră în programă, fie că e separat, e o mare, o foarte mare încercare, pentru că știm bine, de exemplu, la Happy Cinema s-a ținut apoi proiecția unui documentar foarte aparte despre meșteșugurile chinezești, despre cum se fac brocarturile, despre cum se face mătasea, cât de complicat e totul, dar și cum se fac o parte din obiectele din lemn, adică meșteșugurile foarte rare, nu cele așa care vin în număr, fără număr. Și inclusiv cum se gătește chinezești. O să vi se facă poftă, o să mergeți sigur la un restaurant după aceea. Da. A fost la începutul anului iepurile, o să vă spun imediat ce a spus domnul ambasador despre anul iepurilor. Dar se ținea în sala 7. Am spus, noi am anunțat sala 7, evident, cifrele în chineză nu sunt la fel reprezentate ca la noi. Deci un 7 trebuie să arăți exact unde ești, să pui și un afiș pe sală. Pentru că în rest a fost o seară minunată și Madalina Dina s-a descurcat minunat. Bine, noi știm pe Madalina Dima de mulți ani și când, de pe vremea când mergea la Cannes și când mergea la Anonim, adică are experiența necesară ca să fie totul perfect. Au venit televiziuni, am avut chiar și o întrebare ceva mai bizară, de genul, nu știm foarte multe despre filmul chinezesc, doar despre samurai. Și am încercat să explic că, de fapt, nu, știu, sigur, precis că n-a ajuns până la capăt explicația mea, dar e bine oricum să o știm de acum înainte. Samuraii sunt la japonezi. Confuzia între unii și alții e ca povestea aia cu între București și Budapesta. Trecem peste. Nu-i cu samurai, în filmele lor, nu-i cu samurai. În schimb, e cu multă istorie și chiar de 22 ianuarie, deci în seara în care s-a schimbat anul nou chinezesc, care durează mult acum până în februarie următor, deci e mai lung, e un an mai lung, dar nu o să vă pară rău pentru că o să vă spun imediat în ce constă anul iepurelui. Zimu a lansat un film care a funcționat perfect acolo cu foarte, foarte mult public. Așteptăm cu nerăbdare să-l vedem și noi la București. O să tot încerc să-l conving pe domnul ambasador să ni-l aducă pentru că el ne-a spus despre acest Full River Red. Este titlul englezesc, evident, dar până nu-l văd, nici nu mă îndemn să îl traduc. Și a zis, credeți că ar putea să intereseze ceva istoric? Păi de ce n-ar interesa ceva istoric, așa cum și pe chinez, să nu uităm, i-a interesat pe vremul filmul lui Nicolaescu Mihai Viteazu. Dar o să mai vorbim și despre filmele care au circulat acolo imediat. Iată cum suna în traducerea unei domnișoare minunate și delicate și cu niște perle frumoase la gât. Era chiar ca o reprezentare a unui tablou pe care aveam să-l vedem în filmul cu meșteșugurile foarte rare dintr-o zonă aparte a Chinei. Și pe foaie aveam așa, în stânga textul chinezesc și în dreapta cel românesc. Știți că cel chinezesc întotdeauna se scrie pe verticală și chiar m-am amuzat pentru că un chinez apare și în Ramon. Bine, n-are rolul pozitiv, asta e, nimeni nu-i perfect, dar au pus și o subtitrare, dar subtitrarea era jos, nu vă spun eu, trebuia pusă pe laterală dacă vreți să păstrați într-adevăr. Pentru că știu asta, între altele, pentru că primul DVD din viața mea, pe care l-am primit de la o prietenă, de la Laura, era cu o subtitrare, nu pot să-i spun subtitrare, lateral titrare, așa, în chineză, și era, bineînțeles, Casablanca. Deci, sunt bine informat. Să ne întoarcem. Domnul ambasador spunea așa, pe data de, ne aflăm pe 3
martie, deci 3, doamne, nu, 3 ianuarie. Pe 3 ianuarie, da, gata, a trecut, am fugit repede spre martie, știu. Dar o să întâmple ceva și pe 3 martie și de-aia intrăm cu un film italienesc, așa că de asta invitația la cină. Pe 3 februarie, nu e nici ianuarie, nici februarie. Asta e, 3 februarie. Bun. Astăzi este cea de-a 13-a zi a anului nou chinezesc lunar. Apropo, pe 4, lună plină. Deci, pregătiți-vă. Prima din anul ăsta. În tradiția noastră, adică cea a chinezului, anul nou va fi sărbătorit până la festivalul lampioanelor. Nu vă spun cât de frumoase sunt lampioanele și în documentarul despre meșteșuguri afli cum se fac și ce fermecătoare sunt și ce luminoase. În cultura chineză, anul nou lunar este un festival tradițional al reuniunii de familie. Pe 4 va fi Li Chun, primul dintre cei 24 de termeni solari din China. Ceea ce înseamnă începutul primăverii. La ei începe primăvara. Vedeți, de-aia m-am dus eu la martie, da? Acum trebuie să-mi găsesc o justificare, nu-i așa? Un act ratat, ar zice Freud, că aștept cu nerăbdare, simbolizând vitalitatea, viața și speranța. Poi mâine, adică azi, duminică 5, va fi festivalul tradițional al lampioanelor chinezești, care este prima noapte de lună plină din acest an, simbolizând reuniunea, bucuria și armonia. La noi știți cum e cu luna plină? Zici că dorm mai greu, mai nu trebuie să te tunzi? Avem cu tot alte obiceiuri. Dar e frumoasă pe cer, când o vedem, ne încântă. Într-un sezon atât de frumos, au început zilele filmului chinezesc, care vor dura o săptămână. Acestea au fost atent planificate și organizate de China Lion, care sunt cei care produc filmele în China, Happy Cinema și Cinema City, fiind un cadou plin de atmosfera anului nou și vitalitate pentru prietenii români. În numele Ambasadei Chinei în România, aș dori să mulțumesc tuturor părților implicate pentru organizarea acestui eveniment și să transmit un bun venit tuturor prietenilor. Era multă lume și a fost multă lume, nu numai la cocktail, a fost și după aceea în sală, ceea ce m-a bucurat foarte tare. Și chiar la sfârșit au fost 6 iepuri care s-au tras la sorți. A fost o tombolă. Unii au avut un noroc extraordinar. Eu l-am primit oricum by default pentru că eram dintre prezentatori. Eu n-am noroc la tombolă aproape niciodată, în afară de Ennio Morricone, când am putut să merg la concertul lui de adevăratele. Bun. Prietenia tradițională dintre China și România are o lungă istorie. Eu aș spune că are una care continuă și mă voi referi din nou la tânărul Hugo. Știu, se aude ca Hugo, așa, Hugo. În cei 70 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre China și România, schimburile culturale de cooperare între cele două țări au fost foarte strânse. Printre aceste schimburi de filme dintre cele două țări, au atins un apogeu încă din anii 50, cele două țări au organizat săptămâni de film în una în țara celeilalte. La sfârșitul anilor 70 până la începutul anilor 80, filmele românești au devenit populare în toată China, cum spuneam. Când eram copil, spune excelența sau domnul ambasador, mă uitam la filmele românești precum Ciprian Porumbescu și Trandafirul Galben. Era, cred că ar fi fost bine să-l invite cineva pe Vlad Rădescu, ar fi fost o surpriză teribilă, ca să nu mai spunem de Florin Piersic, care știți că povestea atunci când s-a făcut dublajul, când scuipa celebrele bomboane agricole, semințele, au pus zgomot de glonț. Pac, pac, bun. Și am fost profund mișcat de patriotismul protagonistului din film și cred că au fost filme românești care m-au făcut să am o legătură indisolubilă cu România. Aș mai adăuga însă că recent, ceea ce nu apărea în discurs, inclusiv Cătălin Saizescu a câștigat un premiu pentru Scurt Circuit. Înainte de pandemie. Chiar. Așa. În ultimii ani, schimburile de filme dintre China și România au înregistrat noi progrese. Noul val românesc a stârnit atenție. Știu sigur că, de exemplu, filmul lui Tudor Giurgiu a fost acolo despre oameni și melci. Și apreciere pe scară largă din partea fanilor chinezi. În 2021, pe linia Alianței Naționale de Proiecție a Filmelor,
de artă, a fost proiectat filmul românesc Să nu ucizi. Minunat film, de altfel. Este prima dată în cei 29 de ani de la ultimul film tradus din română, Zestrea domniței Zalu scrie aici. Știm că era lui. În 1922, când filmele românești au fost din nou proiectate în cinematografele din China continentală, prin mecanismul cooperare de China și țările din Europa de Est. Comunicarea este una bidirecțională. Astfel, filmele chinezești s-au bucurat de atenția publicului român prin platforme precum Festivalul Internațional de Film Transilvania, în cadrul programului cultural Timișoara, Capitala Europeană a Culturii 2023 și Asia Fest. Asia Fest a fost într-adevăr organizată acum câțiva ani și era la răposatul cinema Scala și erau evident filme de pe continentul cu pricina, iar la Capitala Europeană a Culturii în 2023 urmează tocmai acum în această săptămână să ajungă filmele și la Timișoara. Sunt 6 filme chinezești difuzate în 6 orașe din România, lanțurile de cinematografe, Cinema City. E o nouă încercare pentru cele două țări să desfășoare schimburi și cooperare de filme, oferind noi idei și noi canale pentru viitoarele schimburi culturale și de cooperare între cele două țări. Vă reamintesc că, de exemplu, francezii sunt întotdeauna extrem de interesați să-și vândă filmele în China, pentru că, evident, au un public extrem de numeros și oricât de puține bilete s-ar vinde, sunt mult mai multe decât oriunde altundeva. Doamnelor și domnilor, prietenia între cele două țări se bazează pe prietenia dintre oameni. Filmele, ca formă populară de expresie artistică, pot transmite emoții, dincolo de granițele țărilor, națiunilor și culturilor. Arta vine din viață și sper că veți cunoaște istoria Chinei moderne și dezvoltarea de și schimburile contemporane prin aceste 6 filme cu stiluri total diferite, dar trebuie să recunosc că este și unul de dragoste printre ele. Veți simți o China credibilă, drăguță și respectabilă și veți găsi spiritul pozitiv în căutarea valorilor poporului nostru pentru a crea o viață mai bună. Sper ca publicul român să meargă la cinematografe și să se bucure de filme chinezești. Sper ca mai mulți prieteni români să poată să meargă în China și să descopere personal China cu căldura, vitalitatea și visele ei, care vă vor aduce multe surprize. Și acum, ne întoarcem. În cele din urmă, doresc zilele filmului chinezesc să aibă un succes de plin. Trebuie să vă spun că cel de-al 6-lea film de pe listă, deci după ce avem multe, Muntele Norat, Aproape Dragoste, Almost Love, care sigur e unul de iubire, Eroi feroviari, Meșteșugul magii din Shuzhou, despre care vă vorbeam. Avem și o eroină care s-a descurcat foarte bine într-o perioadă extrem de dificilă și foarte recentă. Avem însă și capitanul cu un pilot care a reușit o performanță extraordinară să aducă un avion Airbus, o să-i spun Airbus în continuare, așa, A319, care după ce a decolat era cât pacii să se prăbușească și a reușit să aducă cu bine toți pasagerii la sol. Apropo de asta, mergeți să vedeți și SOS, un zbor periculos, The Plane se numește el cu Gerald Butler, pentru că eu cred că nu o să vă pară rău și o să vă amintiți probabil și de filmul cu Tom Hanks, tot așa cu o aterizare, de data aceea o aterizare pe apă cu totul aparte. Conform calendarului chinezesc, anul acesta este anul iepurelui de apă, iar iepurele simbolizează longevitatea, bun, nu știu, n-ar strica. Oricum, longevitatea la filme, știți cum e. Apropo, am aflat că, practic, frații Lumière au venit la noi în mai, la câteva luni după ce au început povestea lor în Franța, la 1895, deci la ei în 96, în august, deci doar la câteva luni după noi a ajuns filmul și la ei. Și mai mult decât atât, inițial el era identificat nu umbrelor chinezești, cum spunem noi, ci umbrelor occidentale. Mi se pare interesant, asta o citisem în ajunul prezentării pe care urma să o fac la deschidere la Happy Cinema. Deci, anul iepurului de apă.
simbolizează longevitatea, pacea și prosperitatea. Dacă dă mare, eu sper să fie un an cât se poate de prosper. Vă doresc tuturor mult noroc și mult succes în anul Iepurilor de Apă, un festival al lampioanelor fericit și să aveți și multă fericire în familiile dumneavoastră. Deci ăsta a fost discursul ca să înțelegem mai bine cum funcționează lucrurile și cum funcționează și modalitatea de exprimare dintr-o parte în cealaltă și cum poate că o să înțelegem mai bine tot ce înseamnă tradițional. În China și aș mai adăuga, sper să circule filmele dintr-o parte într-alta și să mergeți să le vedeți, pentru că deocamdată, până când să călătoriți, cred că mai durează puțin. Deci, între 3 și 9 februarie, la cinema, filme chinezești foarte recente, adică sunt toate din 2021 și 2022, deci au reușit să facă filme într-o perioadă dificilă, pe care o cunoaștem foarte bine, inclusiv pentru ei. Aș mai adăuga ce ar mai fi de povestit. S-a mai lansat o carte la Muzeul Țăranului Român, o carte a domnului Cornișteanu, scrisă împreună cu Titus Popovici acum multă vreme. De fapt, s-a vrut un scenariu pentru o scrisoare pierdută și m-a impresionat faptul că, știți că italienii au organizat o seară pentru mașinile de scris Olivetti. Și la rândul meu lucrarea despre Jean Cocteau, poezia cinematografică, era bătută la o mașină Olivetti împreună cu mama mea. A fost bătută acolo în ideea că să nu fie foarte multe greșeli, că nu se corecta așa de simplu ca acum. Era o hârtiuță care se punea ca să șterge o litere, nu vreți să știți, sau să ștergea cu alb, era foarte complicat și lucrarea de diplomă trebuia să arate foarte bine, dar m-am amuzat pentru că și domnul Cornișteanu mi-a zis lucrarea noastră despre o scrisoare pierdută era bătută tot la un Olivetti, care era o mașină de scris mică, așa, și ușor verde, chiar verdele de pe aici, așa, un verzui, și eu mi-amintesc perfect că, într-adevăr, avea, putea fi și închisă, dar, pe de altă parte, să nu uităm că anual trebuia mers cu ea la miliție, bătut o pagină integral, verificată de milițian dacă ai toate literele de acolo, ca nu cumva să scrii manifeste până în 89, ca să știm exact cum stăteau lucrurile. Dar mi s-a părut interesant, mai ales că Titus Popovici a fost chiar coleg de facultate la litere cu mama mea. Deci vedeți că toate s-au adunat. Dar cred că e interesantă o scrisoare pierdută, un scenariu de film, alt fel de film decât cel pe care îl știm și care era de altfel foarte izbutit, sau spectacolele de teatru de pe parcursul istoriei noastre cinematografice. Apoi, tot la cinema, am fost să văd Har și Jar. Un film despre, aș spune că este despre Nicu Covaci, așa cum am spus și prima dată când am văzut prima variantă, adică prima variantă în sensul că știți când, din când în când, există o lege a seriilor, adică diverse subiecte se fac de multe ori în țări total diferite și ele se suprapun. Aș da ca exemplu La Vita e Bella și Trenul Vieții, nu? La Vita e Bella, italienescu, Oscar, și Trenul Vieții a lui Radu Mihăileanu, dar care erau pe același subiect și păreau așa că toate au plutit în aer și au ajuns pe ecrane la timpul respectiv. Aici același lucru se întâmplă cu o formație care are o istorie de film totală, i-aș spune, unde îi găsim pe membrii unei trupe care a fascinat, care a intrigat și mai ales care a șters-o la un moment dat din România. În schimb, din ambele filme reiese că nu au fost foarte fericiți atunci când au ajuns în
în Germania, pasărea Phoenix a trebuit să renască de fiecare dată, a fost sub diverse forme. Aici era în forma inițială și dacă la Radu Nema avem foarte multă muzică și multe filmări din televiziune, mare parte datorate lui Doru Ionescu, care a fost generos și le-a împărtășit. În celălalt avem foarte multe interviuri și multă nostalgie, dar pe de altă parte și o modalitate de a avea mai puțină nostalgie despre lucrurile pe care nu le cunoaștem foarte bine sau le știm doar din auzite. M-am bucurat că același Cornel Mihalache, care ne-a dăruit acum câțiva ani unul dintre cele mai izbutite documentare despre Brâncuș, De data aceasta a avut grijă să ne dea și niște imagini cu ce însemna Cenaclul Flacăra și nu să-l înconjurăm așa de o aură a timpului care trece și de în care nu ne mai amintim mare lucru, și cu imagini foarte concrete. Și dacă Andrei Păunescu spunea, da, bun, era o singură melodie cu Ceaușescu, Partidul Ceaușescu, România, restul era foarte liber să vină cine vrea acolo și sigur cu niște personaje care ne erau foarte dragi și știm foarte bine cât de anticomuniste erau, cum ar fi Florian Pitiș sau Anda Călugăreanu, să nu uităm de Florian Pitiș când venea în emisiunile, căci acum se reiau, nu pe TVR Cultural, emisiunile lui Iosif Sava și cum se mergea la machiaj și se strângea totul părul lui în spate, în spate, în spate, bine să nu vadă că Ana Leana cumva care părul lung, dar să puneau 70.000 de agrafe și să aibă grijă operatorii să vadă cum filmează și să domnul Sava să spună stimate ca să nu folosească tovarășe și știm foarte bine lucrurile astea. Ei bine, în afară de asta, apărea poetul care le spunea un vers, repeta toată lumea, al doilea vers, repeta toată lumea. Adică era așa ca un fel de pastor care își reglează foarte bine publicul, așa ca să nu ne pierdem memoria și să nu dăm mai mult decât e cazul trecutului. Și am fost extrem de bucuroasă că a apărut. Pe de altă parte, aceste două filme, eu le-aș pune să fie văzute la un loc, pentru că așa e povestea completă. Așa cum spuneam acum câțiva ani, atunci când a apărut 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, spuneam lui Cristian Mungiu, care era Pandorul la Cannes și care era, după cum bine știm, despre avorturi, eu am spus că ar fi normal ca ele să fie pe DVD la un loc cu Decreței, un film al lui Florin Iepan și al minunatului Răzvan Georgescu, care din păcate s-a stins, dar ne-a mai dat și pe Trading Germans, cum se vindeau nemții pe vremuri, un foarte bun documentarist, să fie Decreței și 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile pe același DVD. La noi nu s-a întâmplat, dar uite, belgenii chiar așa le-au lipit și am DVD-ul ca dovadă, DVD-ul cu pricina. Așa aș propune și aici, ambele să fie la un loc și nu să existe o concurență, pentru că știm bine, eu cred că a fost și un nume predestinat al unei păsări care mereu renaște și poate că e mai frumos așa. Și aș mai vrea neapărat să menționez și prezența lui Lipan Țăndărică, care spunea că totuși n-a fost așa cum sperau ei raiul total acolo, ci era la fel de complicat. Sau, de fapt, cred că o foarte bună descriere a plecatului din România o avea mama mea. Da, am să o citesc din nou. Pentru că ea spunea așa, sferea de rinichi. Durerile de rinichi sunt cele mai mari pe care le cunoaște medicina, ce puțin așa se spune. Și când era o durere de rinichi, se spune așa, că te lași pe o parte și zici că te simți puțin mai bine. Și după aia iar te doare în creștor și te lași pe partea aia. Așa e și cu emigratul. Zici, gata, plec din România, că e mai bine acolo. Și pe care zici, nu mă duc acasă, că parcă era mai bine în partea aia. Așa încât puteți să aveți o descriere mai plastică a plecărilor și de aici se înțelege foarte bine. Și încă ceva, încă două lucruri. Unul
I-am fost extrem de recunoscătoare lui Mircea Baniciu că l-a pomenit frumos și nu l-a uitat pe Tudor Vornicu pentru tot ce a făcut pentru Pasărea Phoenix și, în general, pentru tot ce a făcut pentru noi până în 89 și cum ne-a făcut viața de televiziune mai dulce și de telespectatori mai dulce întâi de toate. Și știți cum spun eu, țin foarte mult la cei doi de R care mereu se uită pe aici, recunoștință și respect. Aici era vorba de recunoștință, pe care am dat și un telefon, pentru că chiar am fost fericită și în plus a mai fost o mențiune din partea Ericăi Demian, soția lui Iosif Demian, care spunea despre un videoclip filmat de Adelman. El era soțul Edvigei Adelman, amândoi erau foarte buni și foarte buni DOP, spunem acum, operator, spuneam pe vremuri, de fapt operator de imagine absolut colosal și chiar Edviga Adelman, iată, o femeie, operator de televiziune și pe niște camere foarte complicate și care a lăsat în urmă niște lucruri extraordinare și, din nou, ideea să nu-i uităm vreodată pe toți acești oameni. Apropo, să nu uităm, vă mai spun doar atât că duminica viitoare, nu numai că nu o să-l uităm, dar chiar o să ne amintim din plin, la Cinema Ateneu a fost inițiativa lor și mă bucur teribil de tare că Andreea Preotesei, directorul cinemaului Ateneu, a venit cu această idee. Andrei Giurgea s-a străduit să găsească filmele, eu am făcut lista și voi fi acolo pentru că se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Franco Zeffirelli, de care știți că au fost niște scandaluri post-mortem recente cu cea care s-a gândit ea că nu a fost bine tratată în Romeo și Julieta, nu? După ce a luat toate rolurile, inclusiv din Iisus de Nazaret, unde era Maica Domnului. Deci nu vreau să-i pronunț nici măcar numele, dar noi ne voi aminti de Franco Zeffirelli așa cum merita, pentru că pe 12 februarie se va fix 100 de ani de la nașterea lui. Întâi de toate va fi un vernisaj a unei expoziții Franco Zeffirelli, după care el a montat multă operă și vom putea vedea la Bohème. A montat la un moment dat și cu Angela Gheorghiu. După aceea vom vedea Calas Forever, care este filmul pe care l-a turnat în România și chiar Adrian Sârbu a construit o căsuță la studiourile Buftea, care deveniseră pro și care Adrian Sârbu e în continuare și coproducător la filmul Cristinei Iacob, pentru că el și-a creat un public de o factură interesantă pentru cei care merg la cinema. Mă refer la Perfect Escape. Bun. Andrei Boncea, care a fost la rândul lui producător la Calas Forever, va fi prezent și o să avem o grămadă de povești. După aceea, la cei cu Mussolini, ca să-l înțelegem mai bine și pe Mussolini, și avem trei dames, adică trei actrițe englezoaice înnobilate de regina Elisabeta a II-a și care e un film fermecător și chiar eu care prefer cafeaua Nespresso, dacă se poate, și de Milano, că am văzut că e o serie nouă, aș zice că aș fi vrut să merg chiar și la un ceai. N-au zis la o cafeluță? Păi cum? În Italia? Bun. La ceai cu Mussolini. Iar mai apoi, from Fighting Fascism to Directing Opera and Film, de la lupta contra fascismului, pentru că la ceai cu Mussolini, de fapt, asta este o modalitate de a nu uita, așa cum spun eu, să nu uităm nici ce a fost cu Cena cu Flacărea și cu Cântarea României și cu Neanicu, să nu uităm nici în Italia să nu se uite ce a fost cu Mussolini, drept care un documentar despre Zeffirelli, de la lupta cu fascismul până la regizorul de operă și de film. Un personaj extraordinar pe care, datorită lui Florin Călinescu, am avut și ocazia să-l întâlnesc la una dintre emisiunile pe care le făcea la vremea respectivă și să putem să stăm de vorbă puțin despre filme, așa că, o dată în plus, apropo de recunoștință,
Ei, mulțumesc, a fost o seară extraordinară, ceea ce sper să se întâmple și cu seara cu Franco Zeffirelli. Deci, duminică, o să fie o duminică minunată, pe 12 februarie. Vivement dimanche, adică dar venim mai repede duminica asta, pentru că e un film al lui Truffaut și În Calas Forever, șoacă, una din marile iubiri ale lui Truffaut. Deci, sper să ne vedem la cinema, oriunde alegeți!